Bine ați venit în Roman! Oraș frumos situat în inima Moldovei. Vă invit să descoperiți Romanul, un oraș care își respectă istoria, se dezvoltă pentru binele oamenilor și construiește pentru viitor. În Roman veți găsi o comunitate cu peste 70.000 de suflete calde ce pun accent pe respectul față de tradiții, un oraș în continuă schimbare, dar cu oameni solidari și deschiși față de tot ceea ce îi înconjoară. Municipiul Roman manifestă o preocupare activă pentru promovarea imaginii sale, prin organizarea unor evenimente în care sunt atrași numeroși voluntari și prin care tinerii reușesc să-și dezvolte capacitățile de a evolua. Cultfest, Grow, activitățile Asociației Mușatini, Festivalul Max Brecher sunt doar câteva dintre evenimentele care atrag la Roman spiritul tinereții, culturii și entuziasmului. În ceea ce privește educația, rețeaua școlară din municipiul Roman cuprinde unități de învățământ de diferite specializări, umaniste, tehnice, comerciale, de artă, de sport și religioase. Spitalul Municipal de Urgență Roman este cea mai importantă unitate medicală din municipiu, care deservește locuitorii acestuia și pe cei din zonele limitrofe, inclusiv pacienți din județele învecinate. Investițiile făcute în ultimii ani în acest domeniu sunt la standarde ce le oferă pacienților toate șansele de diagnosticare și tratament. Din punct de vedere investițional, Romanul a cunoscut în ultima perioadă o dinamică deosebită. În prezent, municipiul Roman a devenit un important hub comercial pentru regiunea Moldovei. În anul 2017 a fost deschis terminalul de ciment Holcim. Romanul este un pol central unde s-au dezvoltat depozitele logistice ale concernelor Lidl, Profi și Somacom, în vederea optimizării distribuției regionale din nord-estul țării. La acestea se adaugă companii cu renume cum sunt Cersanit sau ArcelorMittal Steel, iar o dinamizare a pieței muncii a fost realizată prin deschiderea la Roman a unui punct de lucru al concernului ZF pentru realizarea de airbag-uri. Companiile de tradiție pe plan local, Agrana, Caremil, Marsat, completează și susțin economia locală. Din anul 2014, centrala hidroelectrică Roman 1 de pe râul Moldova asigură integral iluminatul public din municipiul Roman. Administrația este preocupată permanent de a oferi siguranță cetățenilor, zonele sensibile fiind monitorizate printr-o rețea de peste 50 de camere de supraveghere, centrul de zi pentru copiii antepreșcolari în situație de risc social și casa bunicilor, centrul rezidențial pentru persoanele vârstnice, sunt piloni care le oferă persoanelor defavorizate tot sprijinul de care au nevoie pentru a duce viața mai bună. Parcul Municipal Roman din fosta pădure Teiuș este, din punct de vedere al diversității speciilor dendrologice, unic în Europa. Din 1994, parcul orașului este declarat rezervație peisagistică ocrotită de lege. Complexul sportiv și de agrement Moldova cuprinde în zona Strand 3 bazine de înot, unul pentru copii, unul pentru începători și cel de-al treilea cu dimensiuni olimpice. În fiecare vară, aici au loc petreceri și competiții sportive. Complexul are și o zonă de picnic, locuri de joacă, pistă de role, pistă de biciclete, spațiu de fitness și o scenă multifuncțională. Municipiul Roman dispune de o puternică infrastructură sportivă, reprezentată prin două stadioane, două săli polivalente, o sală de atletism, bazin didactic de înot, două terenuri de mini-fotbal, șase terenuri de tenis de câmp și 21 de săli de gimnastică. Activitatea culturală și artistică gravitează în jurul bibliotecii municipale George Radu Meridon, a celor patru muzee, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Muzeul de Științe ale Naturii și Casa Hogaș. Multe personalități ale evului mediu românesc sau ale epocii moderne s-au născut, au trăit sau doar au poposit o vreme la Roman. Sunteți bineveniți să ne cunoașteți! Pentru a înțelege mai bine de ce acest loc binecuvântat din inima Moldovei ne face ca, oriunde ne poartă viața prin lume, fiecare dintre noi să putem afirma cu mândrie întotdeauna că sunt romașca. Simțiți Romanul!